Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Cătălina Biholar sunt. Începe o nouă ediție specială. S-a finalizat concursul pentru ocuparea funcției de manager a Spitalului Județean din Suceava. Au fost afișate și rezultatele finale. Unii ar putea spune că a fost un concurs cu câștigătorul cunoscut. O să aflăm astăzi chiar de la cel care a câștigat concursul ce fel de concurs a fost organizat la Spitalul Județean. Pe lângă acest aspect, foarte important este ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani la Spitalul Județean din Suceava și chiar mai important decât atât este ce se va întâmpla de acum în următorii 4 ani la cel mai mare spital din județul Suceava. Alexandru Calancea, acum manager de drept al acestei instituții medicale, este invitatul meu la ediție specială. Bine ați revenit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Manager de drept, următorii 4 ani vă aparțin să vă lăsați amprenta pe ceea ce e cea mai mare unitate medicală cu paturi din județul Suceava, pe amprenta sigur și pe actul medical și pe sănătatea pacienților din județul Suceava. Nu e ușor ce vă așteaptă. N-a fost ușor nici la ceea ce v-ați angajat la 1 iulie 2020. Da. În plină pandemie, când aproape nimeni nu mai voia să conducă Spitalul Județean din Suceava. Și o să vă întreb așa, pe scurt, foarte pe scurt, că s-a discutat mult și de la acest pupitru despre concursul de manager, ce a fost acolo? S-au afișat rezultatele pe 12 august. Urmează, Consiliul de Administrație a trimis această informație către Consiliul Județean, urmează emiterea unei noi dispoziții cu un nou contract de management pe 4 ani, dar cu niște obiective foarte bine stabilite, obiective pe care mi le-am asumat și însușit, obiective cu termene foarte riguroase. Prin programul de management, prin proiectul pe care l-ați susținut. Și nu numai. Deci obiectivele sunt mult mai multe și obiectivele încearcă să atingă toate zonele de activitate ale spitalului și spun atât în investiții, satisfacția pacientului, satisfacția cadrului medical, a tuturor angajaților din spital și nu numai. De aceea, în planul de management, pe 4 ani de zile, am cuprins absolut toate zonele sensibile ale medicinei în general. Comisia de la concurs a considerat în urma proiectului de management, a susținerii acestuia și după sesiunea de întrebări și răspunsuri, că ați fost cel mai bun dintre cei doi candidați care în cele din urmă s-au înscris în final la examen. Ați avut sprijin și din alte puncte de vedere? Un examen, din punctul meu de vedere, foarte greu. Eu, fiind medic la bază, clar, legi de învățat, lucruri economice, foarte multe lucruri noi pentru mine, da, cu care am avut contact în cei 2 ani de zile de activitate pe care am prestat-o ca și manager interimar acestei unități sanitare, dar clar lucruri noi pentru un medic. Lucruri care, pe care nu mi-a fost foarte ușor să le învăț, dar am reușit să le înțeleg în cei 2 ani de zile, am reușit să îmi expun ideile de viitor pentru Spitalul Județean Suceava și am fost considerat sau lucrarea mea de management a fost considerată mai bună decât a contracandidatului meu, care a fost un contracandidat redutabil din punctul meu de vedere. Puternic, se vede și din rezultatul pe care l-a obținut la rândul său. Probabil că și în cazul contracandidatului, îl putem și numi, v-a și transmis felicitări public domnul avocat Traian Andronache și experiența sa la conducerea spitalului din Rădăuți, probabil că și-a spus cuvântul. Am colaborat foarte bine pe cine știe, poate veți mai colabora. Cu siguranță, oamenii valoroși sunt așteptați în acest sistem medical, vorbesc de acest sistem medical județean și nu numai județean, pentru că în acest județ avem colaborări din ce în ce mai multe, din punct de vedere medical, și cu județele limitrofe. Am mai spus-o de mai multe ori, județe ca Botoșaniul, Bistrița, Neamțul vin către noi cu dorința de a colabora cu Spitalul Județean Suceava. Și atunci eu spun că trebuie să strângem rândurile, să fim un sistem medical, să creăm un sistem medical performant în județul Suceava, astfel încât să răspundem nevoilor tuturor pacienților care ni se adresează. E nevoie ca politicul să vă susțină pentru această funcție?
Spitalul Județean din Suceava se află cumva în administrarea Consiliului Județean Suceava. Da. Spitalul Județean Suceava este sub coordonarea administrativă a Consiliului Județean. E nevoie de mai mult decât de o simplă colaborare instituțională, e nevoie și de, nu știu, să vă placă cei de la conducerea spitalului, de la conducerea Consiliului Județean. Susținerea, noi acolo avem susținerea investițiilor, în mare parte investițiile făcute în Spitalul Județean Suceava au fost prin aportul adus de către Consiliul Județean. Clar că trebuie să existe o colaborare bună, din punctul meu de vedere, între conducerea Spitalului Județean și cei din Consiliul Județean. În Consiliul Județean nu există doar o culoare politică. Am văzut și eu lucrurile acestea în ședințele la care particip. Acolo sunt membri ai tuturor partidelor politice și, per total, ei trebuie să înțeleagă care sunt nevoile Spitalului Județean, Spitalul Județean care răspunde nevoilor tuturor cetățenilor din județul Suceava și nu numai. Vă pot impune cei din Consiliul Județean Suceava cum să administrați instituția medicală, nu fondurile pentru investiții. Cum? Pe cine să vă puneți, de exemplu, nu știu, director medical, pe cine să vă puneți director de îngrijiri, pe cine să puneți un șef de secție colo sau colo. Vă pot impune, nu neapărat legal, așa subliminal, moral. Nu, așa ceva nu, dar așa cum am spus, sunt niște obiective, da, pe care le-am în contractul nou de management, care trebuie îndeplinite și duse la bun sfârșit în termenele stabilite. Asta da. Și voi răspunde în fața celor din Consiliul Județean de fiecare dată când voi fi chemat și voi fi evaluat periodic. În ceea ce vrește echipa cu care mergeți mai departe, e aceeași? Nu vor fi mari schimbări, dar acolo unde se impune, acolo unde am sesizat anumite probleme, voi face și schimbările necesare. Le-ați decis? În mare parte, da. Nu le puteți încă comunica public? Nu, pentru că nu sunt încă sigur de ceea ce voi aduna ca și personal, ca și membrii de conducere în jurul meu, dar ei trebuie să înțeleagă că de această dată, și îmi fac referire la mandatul interimar, de această dată sunt niște obiective foarte clar stabilite, cu termene, repet, aceste obiective trebuie să devină obiectivele tuturor șefilor locurilor de muncă, astfel încât la evaluarea pe care o facem anuală, pe care o vom avea cu toți anuală sau la sfârșitul celor 4 ani de zile, să fim foarte bine. De aceea obiectivele mele se transformă în obiectivele tuturor șefilor de secție, asistentelor șefe și a șefilor locurilor de muncă în general. Ați preluat, spuneam, Spitalul Județean din Suceava în poate cele mai grele momente ale sale, la 1 iulie 2020, după ce a plecat conducerea militară, au fost câteva perioade în care alte persoane au condus pentru puțin timp Spitalul Județean, după care constant de atunci ați rămas manager interimar cu mandatul prelungit la fiecare 6 luni și acum în urma concursului manager plin. Cred că la prima noastră discuție televizată după preluarea mandatului în 2020 insistați foarte mult că doriți să fiți și medic, cardiolog, care vă place, profesie care vă place și vă satisface profesional foarte mult. Acum, după 2 ani și uitându-ne în perspectivă în viitorii 4 ani, având multe lucruri pe care vi le-ați asumat ca manager, credeți că va trebui să cedați din celelalte lucruri care vă fac plăcere profesional? E o întrebare foarte grea și eu îmi doresc, mi-am asumat această funcție, m-am înscris la acest concurs, m-am pregătit, din punctul meu de vedere, foarte bine. Cred că a fost printre cele mai grele examene pe care le-am dat în viață și am dat câteva examene pentru că, așa cum știți, într-al treilea rezidențiat am multe examene la activ. Cred că a fost un examen foarte greu și v-am spus de ce, pentru că am învățat noțiuni noi din multe domenii care nu mi-au fost foarte aproape în viața de până acum. Nu aș dori și nu vreau să mă îndepărtez de partea medicală, de zona de cardiologie care îmi place foarte mult. Îmi doresc să-mi termin și al treilea rezidențiat de cardiologie pediatrică, fiind medic rezident în ultimul an. Nu am reușit în acești 2 ani de zile să-mi dau examenul de primariat, trebuia să-l dau acum 2 ani de zile și nu am reușit cu această pandemie. Vreau profesional să am primariatul, vreau să am și a treia specialitate, dar clar mă voi axa
în principal pe managementul pe care trebuie să-l fac și trebuie să-l fac performant, așa cum obiectivele pe care le-am propus și îmi vor fi probabil aprobate, îmi impun acest lucru. Ce ați preluat în 2020 și unde ați dus spitalul? Sunteți mulțumit de unde l-ați dus până la examenul pentru manager? În 2020, în iulie 2020, am preluat, să nu fiu prea dur, o debandadă a pandemiei, un rezultat haotic, un spital și un sistem în județ, un sistem debusolat. Nu știam ce avem de făcut. Mi-aduc aminte, la acea dată nu aveam zone tampon în celelalte spitale, nu aveam zone COVID în celelalte spitale și absolut toți pacienții COVID erau trimiși către Spitalul Județean Suceava, pacienții non-COVID cu urgențe medico-chirurgicale pe care numai la Spitalul Județean Suceava le puteam rezolva la acea dată, erau trimiși foarte greu, foarte greu către centre universitare. Și atunci pot să spun că era un haos medical la nivelul județului. N-am acceptat de altceva. Mi-am dat seama că este foarte greu să vii și, ca drept dovadă, nimeni nu și-a asumat la acea dată acea conducere interimară. M-am gândit că poate reușesc să pun ordine în acest județ. Din păcate, și din păcate o spun, au mers lucrurile bine, dar o perioadă limitată, pentru că, iată, suntem din nou într-un val pandemic, nu atât de important ca celelalte valuri. În scădere, înțelegem, da, la nivel național. Da, nu atât de vast ca și val, dar îmi dau seama cu amărăciune că nu am prea învățat din celelalte valuri și vorbesc de dezorganizare județeană. Nu avem încă, detaliați. Nu avem încă legislația care să susțină o organizare foarte riguroasă la nivelul județului. Și atunci, nu mai suntem în stare de alertă și nu mai coordonați activitatea COVID pe județ. Nu mai coordonez și colegi din Spitalul Județean și din celelalte spitale vin și îmi spun tot felul de probleme, dar nu mai am nicio putere să rezolv aceste probleme. În momentul de față, doar DSP-ul este cel care poate să pună ordine din punctul meu de vedere. Auzeam și discutam zilele astea cu colegii care lucrează direct cu pacientul COVID. Spitalul Municipal Rădăuți au ceva probleme. Cred că renovează secția de infecțioase. Mie mi se pare un pic prea mult ca într-un val pandemic să-ți renovezi o secție de infecțioase. Și atunci să nu poți să-ți administrezi cazurile ușoare pe care ar fi trebuit să le, care ajung la Suceava, să le organizezi conform planului pe care îl avem de acțiune în val de pandemie la nivelul județului. Și nici nu pot fi relocate în alte secții din spitalul din Rădăuți, nu? Mă dați seama că nu știu organizarea de acolo. Și atunci e foarte greu să afli că suntem plini de cazuri ușoare la Spitalul Județean Suceava. Mi-aș dori lumea să înțeleagă și foarte greu, poate și colegii mei au înțeles foarte greu, atâta timp cât nu este cineva cu autoritate sau nu este cineva susținut de o legislație să vină să pună ordine, lucrurile, dacă lași lucrurile la voia întâmplării, lucrurile nu se vor întâmpla așa cum trebuie. Deci înțeleg că aveți un regret că ați avut cadru în care să faceți lucrurile ordonat. Am și demonstrat ca și militar, județ. Am și demonstrat ca și județ. Că oarecum ne-am coordonat mai bine decât celelalte județe. Clar, era loc și de mai bine. Și vorbim în special de COVID sau strict de COVID? Vorbim strict de COVID, dar putem lua exemplu din patologia COVID și să o extindem și la celelalte patologii ca și coordonare medicală județeană. Credeți oare că atât de mult am insistat cu toții, cu atât mai mult poate în spital, pe COVID și pe bună organizare în cazul acestei patologii, încât chiar și în Spitalul Județean din Suceava au fost neglijate lucruri care înainte funcționau foarte bine? Nu, sub nicio formă. Aș da exemplu urgențelor, unde, și nu o să fac un secret din asta, știți, am afișat public că veniți în studio să filmăm emisiune și au fost câteva întrebări publice, dar foarte multe au ajuns în privat la noi și la mine și la Adriana. Și, de exemplu, era criticată, sigur, oamenii, unii nu vor să-și asume cu nume și prenume, nici în zona online, preferă să își păstreze cumva anonimatul, dar să ridice problema public. E cumva acuzată de dezorganizare secția de primiri urgențe,
de igienă ceva mai precară decât în alte perioade și chiar de lipsă de materiale medicale. Copii care pleacă cu părinții care le țin vata pe, după înțepătură, că nu s-a găsit un plasture să-i pună. Da, cu siguranță, așa? Cu siguranță nu există așa ceva. Spitalul Județean Suceava nu duce lipsă de niciun material sanitar. Atunci altceva se întâmplă cu ele. S-au făcut investiții foarte mari. Controlăm foarte bine aceste achiziții pe care le facem lunar. Da, sunt probleme pe anumite paliere, pentru că foarte mulți distribuitori își rezilează contractul de la o lună la alta, crescând prețurile foarte mult. Și atunci, chiar dacă avem un acord cadru, un contract cu un acord cadru pe 2 luni, pe 2 ani sau pe 4 ani, ei vin și cresc prețul de la o lună la alta și atunci ne vedem nevoiți să închidem acel contract și să facem noi contracte. Și atunci, și da, se mai întâmplă să mai fie în care perioade de sincope în care să nu avem acele materiale sanitare, cu toate că am fost prevăzători și am făcut și anumite stocuri. Dar și la alimente la fel se întâmplă. Crește prețul laptelui, vă dau un exemplu banal, de la o lună la alta. Și contractul nu ne permite să creștem prețul foarte mult. Avem o marjă în care putem crește prețul. Peste acea marjă trebuie să reziliem contractul. Și atunci se mai pot întâmpla aceste lucruri. Și aici nu neg. Dar să avem aceste lipsuri în Spitalul Județean Suceava, niciodată. Referitor la curățenie, eu nu spun că suntem, doar personalul este responsabil. Eu sunt convinsă că cu și toții. Am auzit de situații în care pacienți se plâng că e mizerie în saloane după ce chiar ei, pacienții, au mâncat semințe în saloane. Atât da, de nu, departe. Nu vreau să comentez foarte mult pe această temă, dar vă spun că în ultimii 2 ani s-au angajat peste 250 de cadre noi în Spitalul Județean Suceava. Vă referiți aici la și personal medici, auxiliar? Și asistente, și infirmiere, și îngrijitori. Deci suntem cu un plus de personal. Da? Un plus de personal pe care îl verificăm, pentru că regulile apărute sau regulile care ne-au fost impuse în pandemie sunt extrem de stricte. Bun, atunci un plus de personal, dar au și oamenii aia dreptul la concedii, mai au, nu știu, poate sunt prin maternitate, unii dintre angajați poate... El e un plus de personal pe hârtie, dar faptic, oamenii care sunt în realitate la serviciu sunt suficienți? Acolo unde trebuie să facem suplimentare, din păcate, acum până la data de 31 nu, decembrie nu se pot organiza concursuri. Dar recent, acum o săptămână, am organizat și avem un număr suficient de asistente în momentul de față. Da, sunt probleme, pentru că adresabilitatea către Spitalul Județean Suceava este una foarte mare. De ce? Pentru că nu suntem foarte bine organizat. Pentru că nu există un sistem medical în România. Nu ați spus-o pe asta. Și toată lumea va lăuda și va da dreptate că, uite, un manager de spital din provincie are curaj să spună așa ceva la o mare întâlnire de la capitală, nu? Dacă este, așa este. Dacă este să vorbim doar de unitatea primirii urgențe, noi acolo avem un număr de 18 posturi de medici, dintre care în momentul de față 8 ocupate, cu adresabilitate către UPU Suceava din ce în ce mai mare. Am ajuns în momentul de față să avem peste 250 de prezentări pe zi, spre 300. Așa era înainte de pandemie. Foarte mulți. De ce? Pentru că nu există unitate primire urgențe, nu există CPU-uri cu activitate 24/24, 7/7 în celelalte spitale. Da? Și atunci vă dați seama că dintr-un județ foarte mare, cu peste 7 locuitori, câți avem? 7... Sute de mii. Sute și. Da? Toți vin cu urgențe, vin către unitatea primirii urgențe a Spitalului Județean Suceava. Bun, dar tot asta era și înainte de pandemie. Și nu se plângeau oamenii neapărat de dezorganizare sau de lipsă de igienă la urgențe. Acolo unde găsim aceste nereguli, cu siguranță că vom interveni, dar pot să afirm răspicat că nu există așa ceva. Vă zic că multe dintre temele pe care o să le ridic astăzi la ediție specială vin de la pacienți sau aparținători care au avut de treabă pe la Spitalul Județean și nu neapărat se duce cineva bucuros decât atunci când naște, probabil. În rest, la spital ajungi nu neapărat cu lucruri foarte bune. Ca manager, în perioada interimatului, dar poate că și acum, ce v-ați propus, cât de des vizitați secțiile din spital? Adică la modul să nu incognito cu o caua mică Alexandru Iancuza deghizat. Și poate nici foarte programat să știe pe secția X că managerul ajunge marțea de la 1 la 2. Da. Am încercat până acum prin directorul de îngrijiri și directorul medical să
ținem în frâu, dacă pot spune așa, activitatea pe secții și pe compartimente. Am încercat să fiu prezent doar atunci când am considerat necesar să trec peste autoritatea directorilor. Sau în completare. Sau în completare. Nu am vrut cumva să știrbesc autoritatea directorilor pe care i-am în subordine. Dar acolo unde s-a impus, atunci când s-a impus, am făcut și aceste ieșiri în spital. Poate dumneavoastră vedeți cu alți ochi, nu neapărat să treceți peste autoritatea colegilor din echipă. Mi-am propus pentru acest mandat plin de 4 ani de zile pe care l-am să fiu mult mai activ și mult mai prezent chiar și în rândul pacienților și în rândul aparținătorilor. Pentru că mi-aș dori ca multe sesizări ajung direct la mine, pe telefon sau pe alte rețele de socializare, dar aș vrea să le aflu exact din gura pacienților sau aparținătorilor, exact în momentul respectiv. Și atunci să văd aceste deficiențe. Va fi un mandat, din punctul meu de vedere, mult mai riguros. Am înțeles perioada de pandemie, am înțeles nevoile și perioada de supra-solicitare a cadrului medical în general, dar cred că ne-am obișnuit cu această pandemie, putem să o ducem ca pe orice boală obișnuită și ar trebui să ne ocupăm de performanța actului medical. Tot la capitolul urgențe, există reglementat ca aparținătorii sau pacienții să primească analizele medicale făcute în urgențe? Da, acolo unde se solicită. Doar pe bază de solicitări? Da, pentru că am impus tot în acești 2 ani de zile ca pacientul să plece cu o scrisoare medicală sau cu un act doveditor că a fost consultat în unitatea primei urgențe. Ca apoi să poată ajunge la un specialist, nu? Cu acea dovadă să ajungă la medicul de familie, la un alt specialist, să se programeze în ambulator, să știe ce s-a întâmplat, ce act medical s-a desfășurat în unitatea primei urgențe, dar pot pleca și cu analize pe bază de cerere. Pentru că altfel am fost supra solicitați, pot să spun, de vin la UPU, fac analizele, pentru că am nevoie de un set de analize să mă internez pe o altă secție la un moment dat. Întrebarea aceea care stă pe buzele multor oameni, nu de azi, de ieri, poate de 10 de ani, dacă se iau bani pentru angajările în spital. Ați auzit vreodată. Îmi doresc. Dacă folclor, ați fost martor vreodată. Folclor, auzim cu toții. Dacă și ați dat pe cineva afară că a luat bani pentru angajări. Am cerut comisiilor cu care am organizat, cred că în ultimul an am început să organizăm concursuri. Ele au fost blocate pe perioada stării de alertă, dar am cerut comisiilor și comisia am încercat să le fac cu oameni din toate zonele, oameni pe care am cunoscut sau am avut informații că sunt corecți și verticali. Și atunci le-am cerut ca această selecție să fie una cât mai riguroasă. Pentru că folclorul de data asta la care fac referire face la rândul său referire strict la urgențe. Da. Eu îmi doresc să selectăm foarte bine pentru că acest personal angajat vor fi colegii noștri și vor da greutate actului medical. Dacă noi angajăm pe ochi frumoși, sau cum ați spus dumneavoastră, conform folclorului pe care cu toții l-auzim, cu alte beneficii, vom avea o echipă medicală care nu va performa niciodată și atunci lucrurile acestea se răsfrângă asupra noastră. Au nevoie medicii din spital de bani suplimentari sau cei din conducere de bani suplimentari prin astfel de metode? Sau ca, nu știu, gratitudine venită din partea pacienților? Că asta e iarăși a doua cea mai întâlnită întrebare. Se dau bani pentru actul medical în spital? Ar fi o rușine din punctul meu de vedere pentru orice cadru medical, nu numai medic și asistentă, infirmieră sau brancardier, să-și ceară aceste drepturi de la pacient, aceste drepturi necuvenite, pentru că, din punctul meu de vedere, în momentul de față, salarizarea este una bună pentru România, vorbesc de medici și asistente, poate că la cadrele auxiliare, poate salarizarea nu este atât de bună cum ar trebui, sau un raport cu medici sau asistentele, dar cu toate acestea nu ar trebui să existe așa ceva niciodată și voi sancționa cu maxim de seriozitate aceste lucruri pentru că nu ne fac cinste. Cum și actul medical nu trebuie să fie. Bine, aveți sistemul ăla de Big Brother. Dar acel sistem de Big Brother este doar în spațiile publice, nu din avem spital, pentru că în saloane sau în zone de consultații. Da, nici în cabinete, nici în saloane nu e permis așa ceva. Și ca cineva, nu știu, să stea cineva cu un copil, știm cu toții, oamenii dau de multe ori 5 lei, 10 lei, până la sute de lei,
cum e folclorul, evident, la anesteziști, la medici pentru diverse servicii sau la infirmier, la asistentă, ca să stea 5 minute cu copilul cât mama merge să facă un duș la baie. Informațiile astea le știm cu toți. Cum le puteți verifica ca apoi ele să poată fi sancționate? Cu atât mai mult, cu cât, de cele mai multe ori, se întâmplă pentru că așa își dorește pacientul, nu pentru că îi cere cineva. Și aici intervine o problemă de altă natură. Înțeleg o atenție a pacientului mulțumit. Și aici vorbesc de un buchet de flori, se întâmplă și în străinătate și am văzut-o cu toții. Dar nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată condiționarea actului medical. Asta este un lucru care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie sancționat foarte drastic și dacă ar fi legislația să permită unui manager acest angajat, trebuie să-și piardă locul de muncă, din punctul meu de vedere. În momentul de față, cum urmărim aceste derapaje sau încercăm să vedem dacă ele există? Avem acel telefon de sesizări și reclamații, pe care îl avem și oricine poate să-l apeleze în orice moment. Avem acele cutii pe fiecare secție și în fiecare laborator, sugestii și reclamații, unde nu colectează asistenta, șefă sau cineva din secție, ci colectează serviciul de management al calității actului medical și sunt informați săptămânal de acele sesizări, sau reclamațiile pe care le poate face oricine direct pe adresa de e-mail a spitalului, pe secretariat, pentru manager. Și nu credeți că o să vă puneți tot spitalul în cap? Rolul meu nu în este... În momentul în care intrați, să zicem așa, cu buldozerul în această temă, care tacit a funcționat și probabil că va mai funcționa, cel puțin pe aici, pe acolo. Este un studiu recent făcut, unul din 5 români deși pagă la medic. Cu buldozerul nu voi intra în Spitalul Județean Suceava, dar voi aplica legea în toate formele ei, așa cum am mai spus-o. Iar cei care activează în Spitalul Județean Suceava trebuie să înțeleagă acest lucru. Cine nu-și dorește să se alinieze la aceste reguli de normalitate, este liber să plece, și am mai spus-o de foarte multe ori. După aia voi fi acuzat că a plecat un medic X. Oamenii sunt dispuși să dea bani să intre în spital, conform folclorului. A plecat medicul X din cauza managerului Calancea. Nu a plecat din cauza mea, pentru că mi-a luat locul de parcare și n-am avut unde să parchez. Nu. Dacă e să plece cineva, pleacă că nu dorește să se alinieze unor reguli de normalitate și de bun simț în Spitalul Județean Suceava. Ați intrat nu ca manager interimar pe un val de popularitate din partea colegilor. V-au susținut colegii dumneavoastră pe atunci când ați intrat manager interimar? Nu neapărat. Ei, s-au făcut acolo sondaje interne pe cine susținem, pe cine ne-am dorit, pe cineva de al nostru. Pentru că eram singurul. L-au susținut pe singurul doritor. Nu, n-am avut... Dar nu sunteți un manager popular. Ați mai avut... Nu sunt un manager popular. Sincope, ați mai avut conflicte așa tacite. Și nu-mi doresc să fiu un manager popular. Îmi doresc să fiu un manager care crește calitatea actului medical, care ține la siguranța și confortul pacientului și al cadrului medical, dar care își dorește foarte mult ca performanța noastră medicală să fie una de nivel superior. Nu voi face rabat la calitatea actului medical pentru confortul, pentru liniștea cadrului medical, care nu-și dorește să activeze 8 ore, ci dorește să lucreze numai 4 ore și 4 ore să vadă știrile, să vadă știrile la de la cabinetul privat. De la cabinetul privat. Spuneam că ați avut câteva conflicte chiar și recent cu colegi de-ai dumneavoastră. Acum, în momentul de față, s-au mai liniștit, odată ce știu oamenii că 4 ani de zile cu dumneavoastră pe cap stau? Nu e vorba de liniște, e vorba de faptul că au înțeles care este legea. Da? Dar cum să înțeleagă, domnule doctor, cineva, dacă atât amar de vreme s-a putut, de ce dintr-o dată nu se mai poate? Exact. Păi asta este problema. De foarte multe ori, când faci un compromis sau găsești o... alternativă, nu știu cum să-i spun, sau și pandemia și pe vremea pandemiei și starea de alertă. Oh, atunci au fost toate pretextele posibile ca să poți să faci toate permis să mai găsim artificii. Dar odată cu trecerea la o normalitate, să-i spunem, după starea de alertă, lucrurile ar trebui să fie foarte, foarte riguroase. Și mai ales cu cheltuielile pe care le avem. Ne-am permis pe vremea pandemiei și pe starea de alertă să cheltuim foarte mult, că banii au venit sau au fost decontați în totalitate de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. După ieșirea din starea de alertă, lucrurile s-au schimbat și atunci trebuie să fim foarte calculați la bugetul pe care îl avem de cheltuieli. Și atunci clar că trebuie să impui niște reguli și să vii cu legislația care îți impune niște reguli.
Care ar trebui, din punctul dumneavoastră de vedere, să fie programul zilnic al unui medic în care lucrează în Spitalul Județean din Suceava, în așa fel încât el să poată să ajungă și la cabinetul privat, așa cum își dorește? 7 ore în fiecare zi, 7 ore lucrează un medic, plus orele de gardă. În rest, în timpul lui liber, în afara orelor de program de la spital, legislația nu ne permite să facem nimic altceva și atunci este dreptul lui să facă orice altceva în afara orelor de lucru. Deci, repet, 7 ore... Poate o persoană să fie 10 ore pe zi medic, atent la fiecare pacient și la... Dacă își permite... Probleme personalizate, că nu e un stas la boli. Cu siguranță. E foarte greu. În medicină este foarte greu să fii atent fiecare și pacient, foarte atent la fiecare pacient. Te vrea medic doar pentru el, eventual, da. Dacă s-ar putea. Nu am nimic împotrivă cu cei care, după 7 ore, se simt încă în putere și pot să activeze în continuare. Dar cele 7 ore care trebuie să le presteze la Spitalul Județean trebuie să fie de cea mai bună calitate. Dumneavoastră nu mai lucrați la... Nu mai sunteți cardiolog decât după ce vi se termină programul de management. Ca să... Și nu lucrați la nicio clinică privată. Nu, îmi interzice contractul. Dar activez în ambulatorul de specialitate, reușesc să văd câțiva pacienți pe zi sau din pacienții mei pe care aveam vechi să-i urmăresc. Doar ca să nu mă îndepărtez foarte mult de cardiologie și de medicină. Apropo de ambulatoriu. O altă temă ridicată de publicul nostru. Cum se fac în zilele noastre programări la ambulatoriu? Și cum se vor face într-o perioadă ideală, sper eu, nu foarte îndepărtată? Problema la ambulator, la fel, și o spun. Pe perioada pandemiei, totul a fost pus pe hold, a fost și închis o bună bucată am de vreme. O perioadă, da, când am activat la nivel de avarii. Telemedicină. Da, în multe specialități. Dar n-aș vrea să mai facem referire la acea perioadă. În momentul de față și în cei 2 ani de zile am încercat să vin cu un plus la posibilitățile de programare a pacienților referitor la perioada prepandemică. Și am înființat acel call center pentru ambulator. A rămas programarea online pentru pacienți, dar nu toți se descurcă să se programeze în sistem online. Și atunci a rămas acel sistem online, a apărut sistemul nou call center sau medicul, cadrul medical, da, aici de medic vorbesc, care își externează un pacient la un moment dat, el știe că el trebuie să vină, acel pacient trebuie să revină la consultație, să-l vadă în ambulator. Are posibilitatea ca în acel moment al externării să-l programeze pentru ambulator, pentru consultații și chiar să îi spună exact sau eventual să-i dea un bilețel cu dată, oră și cabinet. Deci sunt cele 3 posibilități. Bun, programările online, cele care funcționau destul de bine la un moment dat, înțeleg că sunt blocate la un interval de 2 luni. Da, sunt blocate motiv la 2 luni. Care cine vrea să facă o programare online pentru cineva sau pentru propria persoană, o să vadă că nu găsește pe nicio specialitate, pe niciun medic, niciodată în următoarele 2 luni. Da, pentru că trebuie să știu programul și trebuie să știm programul medicilor pe mai multe luni ca să pot face programul și în ambulator, pentru că ei activează cu toții, este un ambulator integrat, adică medicii care activează în ambulator activează și în secții. Și atunci, în funcție de gărzile pe care le au, în funcție de programul pe care l-au în secții, în funcție de alte lucruri, ei își dau programul pe 2 luni de zile. Și atunci, de aceea, este în acest moment această paletă de 2 luni. Este o zi în care se deschid programările pentru fiecare specialitate medicală? Nu, programările ar trebui să fie deschise și să fie acum, dacă vizibile. Facem o simulare, poftim, chiar pe cardiologie, la dumneavoastră, nu o să găsim locuri în perioada următoare. Așa este. Sunt câteva specialități, cardiologia de care ați amintit, neurologia, ginecologia, cred, și pe chirurgie generală, unde sunt foarte multe solicitări, foarte multe solicitări. Și atunci ce am făcut? Am negociat cu cei de la Casa de Județeană de Asigurări de Sănătate și am luat norme în plus. Adică nu va consulta un singur medic 7 ore, vor consulta 2 medici în același timp. Și atunci voi încerca și prin această modalitate să restrâng această programare pe o durată foarte, foarte lungă. Deci rămân 3 variante utilizabile. Dacă medicul, să zicem, curant nu este din spital și nu face programare pentru pacient. Vorbim de un pacient din afară. Da. Poate să vină pe din zona online. Da, sau din telefonic. Zona call center-ului pentru cei care nu se descurcă. Numărul din cap? Din cap nu știu, dar este așa pe site-ul spitalului, care a fost actualizat și
adaptat și acolo avem toate informațiile, avem acest număr unic, call center, unde persoana respectivă face programarea pentru acel pacient la specialitatea la asta care... Asta se spune în cazul persoanelor care sunt poate mai în vârstă, care nu, care se, nu se descurcă online, sau care sau chiar nu se acces, găsesc locuri pe online, e posibil să poată programa telefonic. Asta este una dintre modalitățile din momentul de față, dar îmi doresc asta ca să știi cumva la ce medic ajungi. Dar îmi doresc ca să deschidem această perioadă și să fie nu numai limitată la 2 luni de zile. Te programezi, dar nu vei ști exact la ce medic ajungi, pentru că medicul urmează după aia să-și aducă programul, să-și selecteze. Nu, programul, un fel de, programul să selecteze. Sunt aplicațiile astea pentru taxi, astea paralele. Da. Chemi un taxi și nu știi cine vine. Da. Da, vine cine e cel mai aproape, cel mai liber. Poate că se eliberează între timp cineva. Știu această poate problemă. Poate că în acest soft ar putea fi incluse și analizele pe care le are pacientul. Se uită medicul, vede dinainte, uite, un scan, fotografii. Ăsta e pacientul, ăsta e buletinul, astea analizele are la dispoziție acum. Îl iau eu, că înțeleg, am văzut ce e de făcut, îl consult eu. Nu știu. Sugestii vin... E o sugestie. Oricum, ideea este că, la fel, și nu vreau tot să mă leg de această dezorganizare din județ sau, în general, din sistemul medical. Ba da, că pare să fie principala problemă. Pentru că dacă am avea ambulatorii care să activeze la capacitate maximă în toate cele, în toate cele 7 spitale din județ, inclusiv Spitalul Județean, lucrurile nu ar fi chiar așa, dar atunci pacienții, vă dați seama, aglomerează un singur spital și e foarte greu să te organizezi foarte bine, astfel încât lucrurile să fie bune. Oamenii aceia au și programul normal, au și gărzi, au și vizite de făcut, au dar, și ambulatori. Dar mă voi apleca și mai mult în viitorul apropiat să văd cum putem să creștem aceste norme. Dacă e nevoie, vom crea posturi de medici care să fie dedicați ambulatorului. M-am gândit și la dublarea normei, adică ambulatorul să nu funcționeze doar în perioada 8-15, ambulatorul să funcționeze în 2 ture. Îmi doresc și acest lucru și am anumite specialități pe care le am în vizor, astfel încât ambulatorul să funcționeze în 2 ture. Asta ar fi extraordinar, mai ales că sunt situații în care pacienți vin, spuneați, de foarte departe. Adică un pacient de la izvoarele Sucevei foarte greu să ajungă la 8 la o programare. Și să-și auzi de concediu eventual pentru a se programa la medic, la o consultație în ambulator. Dar haideți și eu propun tuturor să fac un exercițiu de imagine și să ne gândim cum se făceau programările înainte, ce se întâmpla în... Cum trebuia să știi ziua înainte exactă de când se deschid programările, exact. Să știi pe cineva care știe pe cineva, era care știe numărul de telefon și ziua în care se... De aceea, haideți să facem comparația cu ceea ce a fost niciodată și să vedem pașii vrem, care rău s-au făcut. Cum a fost. Vrem și mai bine. Mai bine decât este. Este normal. Și mai mult asta înseamnă progres până la urmă. Și mai mult pentru fiecare dintre noi este foarte bine să ne dorim. De asta sunt oameni care acum regretă pe domnul care la 25 decembrie a pățit ce a pățit la Târgoviște, știți? Prin comparație. Da. Eu îmi doresc să fie și mai bine. Toată lumea își dorește asta. Odată internat, pacientul sau aparținătorul, în cazul în care vine cu un copil, să zicem, de care medic ascultă? Întrebare care vine de la cineva din public. De medicul curant, de medicul de la vizită sau de medicul de la contravizită? Lipsa consensului medical bulversează pacienții sau părinții în cazul copiilor internați. Fiecare pacient care se internează în Spitalul Județean Suceava are un medic curant, un medic care răspunde de acel caz. Acel medic este suveran pe caz, dar asta nu înseamnă că nu avem o echipă medicală. În momentul în care și care poate să aibă opinii diferite aibă cu privire diferite. La tratament. De aceea, de foarte multe ori în ultimul timp, la cazurile mai complicate, la cazurile complexe, le pot spune, am organizat aceste echipe medicale de multe ori și multidisciplinare. Nu numai cu 2, 3, 4 medici din aceeași specialitate. Au fost și echipe multidisciplinare care care au venit cu un aport pentru a rezolva acel caz. Dar medicul curant este suveran pe acel caz. În medicină nu există, ar trebui să nu existe orgolii și ambiții. Și atunci, în momentul în care, și mi s-a întâmplat și mie, din viața medicală, vă pot spune, era medic curant la un pacient, după amiază medicul de gardă sau medicul de la contravizită, acolo unde ea se face de altcineva decât medicul de gardă, a venit cu o altă idee sau a sesizat o problemă nouă apărută. Și atunci,
cum ar fi ca acel medic să nu-și poată pune în practică cunoștințele, să nu rezolve problema nou apărută sau sesizată de dumnealui? Fără să vă contacteze pe dumneavoastră medicul? Fără să mă contacteze. Fără să se consulte dumneavoastră, poate știți ceva în plus nu, de ce despre pacient, dacă v-a mai fost pacient? E normal să ne consultăm, dar de foarte multe ori nu poți acționa, că nu-ți permite timpul. Și mi s-a întâmplat și mie de foarte multe ori în gardă să văd că unul dintre medicamente are niște efecte adverse pentru pacientul respectiv. Nu era să aștept încă 10 ore să vină medicul curant să cer permisiunea de a scoate acel medicament sau dumnealui să-l scoată. Am acționat în consecință pentru a salva viața acelui pacient și asta trebuie să facem în medicină. Li se explică vreodată pacienților lucrurile astea? Medicul? Pacienții, sigur, ascultă de medic, dumnezeiește. Medicul știe. E normal să nu pui neapărat la îndoială tu, pacient, care n-ai studiat medicină. Bun, dar ești părinte, ai emoții, ești cu copilul acolo, ești stresat, stai în spital, nu stai acasă, scoate medicamentul, pune medicamentul, dar de ce? Că așa am spus eu, eventual. Aceste orgolii nu ar trebui să existe, dar pe de altă parte, pacientul nu trebuie să asculte dumnezeiește de medicul curant. Dacă pacientul își dorește o altă opinie, are dreptul să o facă, cere o altă părere. Dar acest joc de, cum să vă spun, de vați ascunsele, eu pun medicamentul, colegul meu vine și le scoate, nu ar trebui să existe la un pacient decât dacă este în beneficiul pacientului. Au răbdare medicii? Sau e normal să aibă răbdare medicii cu mii de oameni care toți au întrebări? Evident, e sănătatea lor sau copiilor lor în joc. Că faceți mereu apel la empatie, v-am ascultat și dimineața la prima oră cu Adriana și cu Dana Humureanu. Empatia e cuvântul pe care cred că l-ați pronunțat de cele mai multe ori. Da. Asta cereți dumneavoastră, colegilor medici, să medici, asistenți, îngrijitori de toate felurile, să arate pacienților, iar orgoliile să fie în spatele ușilor închise. Poate că așa e și normal, dar e și realizabil? Este realizabil. Pentru că este o obligație a noastră, ca și cadre medicale. Noi nu trebuie să venim la serviciu cu problemele văd de acasă. Știți cum medicii cu halatul acela roz, verde, și albastru, și grăbiți în permanență. Mergând undeva, eventual și inabordabil. Urmează să aibă și niște studenți pe urmele lor, nu? Că facultatea de medicină va avea partener, spitalul județean, poate cândva clinic, cine știe. Și o să vedem așa, cum e și prin filme, da? Cineva cu un clipboard în mână și o turmă de tineri viitori medici în spate, cu un doctor cu halatul, așa, mergând în vârful picioarelor pe holuri, grăbit. Asta e imaginea de care se sperie pacienții. Ar trebui să luăm exemplu și cu toții, și doamna Humureanu dimineața discutam, ne uităm la filme... New Amsterdam. Exact. E un film care îmi place foarte mult. Haideți să luăm exemplu de acolo, la modalitatea de comunicare dintre medic și pacient sau aparținători. La fel, nu vom ajunge acolo pentru că la noi volumul de muncă este foarte mare. Pentru că aglomerăm 1, 2, 3 unități medicale dintr-un județ. Din lipsa sistemului. Din lipsa sistemului, de asta o spun. Dar în momentul în care nu ai 10 pacienți într-o oră și ai doar 3 pacienți într-o oră, vei avea timp să le și explici. Asta nu înseamnă că trebuie mai mulți medici, ci faptul că trebuie mai puțini pacienți care să ajungă la spitalul județean, adică doar cazurile care sunt de spitalul dedicate județean. Dedicate unui spital clinic, sperăm, de urgențe, din județ. Da? Dacă celelalte spitale nu-și fac treaba și dacă aglomerează după ora 3 doar spitalul clinic de urgență Suceava, îi spun clinic pentru că asta vom fi în viitorul apropiat, activitatea nu va merge bine. Și oricâți medici vom angaja, tot va fi aglomerație. Dar au început să vină și din județele, au început să vină și din județele limitrofe. Și noi să trimitem, și o să discutăm și despre asta, și noi să trimitem în continuare în județele în Iași, la spitale din Târgu Mureș, la București, la Cluj, da, la spitalele de rang superior. Anumite spitalul situații. Spitalul Suceava își dorește și eu îmi doresc foarte mult, pentru că așa cum am mai spus-o, ne regionalizăm prin ceea ce avem ca și bază materială, pregătire medicală, specialități, ne regionalizăm și devenim de interes regional și atunci vom fi la competiție cu centrele universitare și asta ne dorim. Asta este țelul nostru, obiectivul meu. Avem cu cine? Trebuie doar să ne dorim acest lucru. Pe zona pediatrică ați spus că vă pregătiți acum cu a treia, să zic, specializare în cardiologie pediatrică. La capitolul
orice specialitate și în coadă pediatrică sunt deficiențe la Spitalul Județean. Cred că nu de la Spitalul Județean. Capitol pleacă cei mai mulți din... Nu mai Spitalul Județean. Nu? Sunt specialități care nu prea sunt dorite de tineri absolvenți de facultate de medicină și sunt ocolite aceste specialități. De aceea trebuie gândit... Adică deficitul e de medici, nu de medici de la Suceava. De medici în general, pentru că dacă e să vorbim de, haideți să spun așa, unitate primire urgențe, deficit de medici urgentiști peste tot. De asta niciun spital din județ nu funcționează 24 din 24, pentru că au unul, maxim doi urgentiști angajați, când ar trebui să aibă măcar 5-6. Din aceeași punct de vedere și la Spitalul Județean Suceava, deficit de medici. Am avut probleme pe anestezie și terapie intensivă. Am reușit să aducem 4 medici. A făcut cumva, și COVID-ul ăsta ceva bun. Da, dar sunt specialități care sunt deficitare. Cardiologie pediatrică sunt... Cred că dacă reușesc și mi-au această specialitate, sunt singurul cardiolog pediatru din această zonă, până la Iași. Înțeleg că probleme sunt și pe nefrologie pediatrică, psihiatrie pediatrică, oncologie pediatrică. Aceste specialități din ramura pediatrie s-au desprins în ultimii ani și sunt foarte puțini specialiști în aceste specialități apărute noi. Da, nefrologie pediatrică. Până acum pediatru le făcea pe toate. Cum era medicina internă înainte. Și la un moment dat a fost doar medicina internă. Din medicina internă a apărut cardiologie, nefrologie, gastroenterologie. Ele s-au desprins. Și acum, da, nevoia anilor pe care îi trăim acum ne-a arătat că la un pediatru nu poate să le facă foarte bine pe toate. Și atunci au apărut aceste specializări. Cardiologia pediatrică a apărut de 4 ani de zile. Dar ne-am dat seama cu toții la nivel național și am luat exemplul celor din afara țării că trebuie această specializare. La fel, nefrologia, oncologia pediatrică, din păcate, căutată, dar specialiștii sunt puțini, pentru că de puține ani sunt aceste specialități. În condițiile acestea, spitalul de pediatrie e realizabil? Se poate face dacă n-ai cu cine? Spitalul este realizabil. Și este clădirea, spitalul, construcția. Da. Dar una e să ai o clădire și alta e să o faci, să ai oamenii, să închegi o echipă, acolo este problema și acolo este foarte greu. Dar sperăm în viitorii ani aceste specialități să aibă din ce în ce mai multe locuri la rezidențiat, absolvenții de facultate să-și dorească să urmeze cursurile acestui rezidențiat și atunci să avem de unde alege. Dacă scoatem... S-ar putea să... N-aveți nici pe cine alege. La cardiologie nu pediatrică... Nu că să aveți din cine alege, din mai mulți să alegeți 1-2. Nu, s-ar putea să nu existe aia 1-2. Dacă pe țară sunt 10 locuri de cardiologie pediatrică, dau un exemplu. E foarte greu ca un cardiolog pediatru să ajungă la Suceava. Pentru că toți, de obicei, își doresc să rămână în centre universitare. Este spitalul din Suceava un spital tentant pentru viitori absolvenți de medicină? Poate chiar de la Suceava? Ei poate că e prima opțiune. Cei de la Suceava. Eu spun că da. Noi deja avem aprobarea Ministerului de a conduce anumite rezidențiate. Nu suntem coordonatori de rezidențiat, întregul rezidențiat, dar pe anumite rezidențiate, pe anumite stagii, sunt rezidenți care vin din centrul universitar din Cluj, avem din Târgu Mureș și din Iași, care vin și fac anumite stagii în Spitalul Județean Suceava. O plăcere și am fost bucuros să spun, o rezidentă din Oradea, cred, a descoperit în Spitalul Județean Suceava și nu vreau să spun secția în care a activat, atâta deschidere încât își dorește să devină suceveancă, să activeze în Spitalul Județean Suceava pe o specialitate de nișă. Frumos! Și nu numai, pentru că... Și poate că le spune și colegilor ei. Avem această aprobare a Ministerului de 2 ani de zile, exact în anul de pandemie am primit aprobarea de a pregăti rezidenți. Am permis tuturor studenților să-și facă practica de vară în Spitalul Județean Suceava, chiar dacă am avut impedimente epidemiologice sau restricții foarte mari din partea epidemiologului, am susținut această nevoie. De ce? Pentru că acești studenți care vin la un moment dat și activează 2 săptămâni, 3 săptămâni în Spitalul Județean Suceava, rămân cu imaginea ceea ce se întâmplă aici. Este cea mai bună reclamă pentru un viitor rezident. E adevărat. Iarăși, dacă ne uităm în anii... La sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, dacă își amintesc cei care au trecut prin spital, culoarea
vopselei de pe pereți, nu varului, și culoarea agresiei de pe jos și instrumentarul existent, sigur că parcă s-a făcut un salt în timp la cum este spitalul județean, dar iarăși ne dorim mai bine și mai mult. Și este vorba de mecanismul din interior. Aici. Eu asta am spus întotdeauna. Pentru că la un moment dat, ce nu vorbesc de spitalul județean Suceava? Pereții nu sunt suficienți. O să avem spital pediatric la nivel de clădire, dar nu o să avem cine să trateze copiii. Eu nu vorbesc neapărat de spitalul județean Suceava. De orice spital. Da. La un moment dat, în timp, ai susținere financiară, ajungi la o saturație a construcțiilor și a investițiilor. Dar îți trebuie un mecanism în interior care să funcționeze perfect. Și vă dau exemplu spitalelor din Târgu Mureș, unde îmi fac al treilea rezidențiat. Nu arată nici pe jumătate cât spitalul județean Suceava. Dar ce performanță se face acolo? Mecanismul intern, colaborarea dintre medici, empatia cadrului medical, discuția pe care o au respectivele cadre medicale cu aparținătorii și cu pacienții, fac pe acel pacient să vină foarte mulțumit. Pacientul nu neapărat, cum am mai spus, o vrea să vadă cu ce culoare ai vopsit gardul. Dar în interior vrea să aibă parte de cele mai bune tratamente, pentru că el este scos din mediul familiar, vine într-un mediu de spital și atunci dacă nu știi să fii cât mai aproape de el, să-i faci trecerea cât mai ușoară, este tragic ce se poate întâmpla în mintea unui pacient, chiar dacă îi oferi un act medical de calitate, dacă nu știi să fii lângă acel pacient. Sigur că e foarte important ca și pereții să fie în regulă și totul să fie nou, pentru că altfel apar infecțiile nozocomiale. Așa este. Infecțiile intraspitalicești pe care le iei repede și de care scapi foarte greu. Cum stăm la capitolul ăsta? De cele mai multe ori sunt bacterii obișnuite, putem spune, pe înțelesul tuturor, cu înrăite de antibiotice și care odată intrate în organismul nostru, foarte greu scapi de ele. Pentru că atât de tare s-au întărit de la... Sunt obișnuite cu mediul spitalicesc. Mediul medicalității, da. Ca și țară, noi avem o raportare rușinoasă. Nu s-a mai vorbit raportăm despre nozocomiale de când e COVID-ul. Cred că raportăm. Asta nu înseamnă că nu există. A existat și va exista dintotdeauna. Important este la ce procent. Dar va exista întotdeauna. Ideea este de procent foarte mic. Noi ca și procentaj stăm foarte bine. Dar noi suntem la 1% și Europa este la 6%. Da, deci realitatea cam pe acolo este. Bun, în primul rând trebuie să fim foarte corecți cu ceea ce raportăm. Și în al doilea rând trebuie să știm ce măsuri luăm și să fim susținuți de către minister pentru a lua aceste măsuri. Eu cred că pentru început trebuie să recunoaștem că suntem în fântână ca să reușim să ieșim de acolo. Ca și sistem medical, am spus-o și o întăresc și o spun de fiecare dată. Ca și m-ați întrebat ce măsuri îmi doresc. Îmi doresc în primul rând și așa cum am și poate s-a auzit și știți cu siguranță din proiectul meu de management, îmi doresc această secție de terapie intensivă, pentru că de cele mai multe ori în secție de terapie intensivă avem cele mai multe infecții, avem cele mai grave infecții, avem consum foarte mare de antibiotic și atunci în aceste circumstanțe pot să selectez aceste bacterii, pot să apară aceste bacterii cu infecții nozocomiale. Îmi doresc să avem o terapie intensivă așa cum trebuie, nu saloane de 8 pacienți. Vă dați seama ce se întâmplă dacă ai 8 pacienți într-un salon deschis. Și atunci îmi doresc ca terapia intensivă în următorii 2-3 ani, am pus ca și termen de realizare, să-și dubleze suprafața și să avem zone de către 2-3 pacienți. Și atunci știi, ai 2 pacienți cu o infecție, poți să stea unul lângă altul, dar dacă ai un pacient infectat între 8 pacienți care nu au aceeași infecție, e o problemă. Și atunci dotarea laboratorului de BK și biologie moleculară cu un aparat performant care nu ne mai spune cu ce bacterie ne luptăm în 72 de ore. Ne spune în 5 ore. Și una este ca 72 de ore, până aștepți rezultatul, să afli cu ce bacterie te lupți, să-i dai un antibiotic cu spectru larg sau 2-3 antibiotice cu spectru larg care s-ar putea să nu țintească exact acea bacterie și riscul e mare de a selecta bacterii rezistente. Și atunci, acel aparat, acea investiție de 100.000 de euro, nu e investiție colosală care pentru spital. Care înțeleg că urmează să... Îl avem deja în laboratorul de BK și în compartimentul de biologie moleculară. Ne spune cu ce bacterie ne luptăm în maxim 5 ore. Ba mai mult, ne spune și la ce e rezistentă bacteria respectivă, pentru că nu prea se mai aplică teoria pe care am învățat-o fiecare dintre noi în facultate. Bacterii multe rezistente au apărut și este o problemă. Pentru că au apărut și medicamente mai puternice. Și este o problemă națională și europeană și mondială. De aceea am dotat acest aparat
acest laborator cu acest aparat care, repet, în sepsisul, în infecțiile grave, ne dă răspunsul în maxim 5 ore și ne spune ce antibiotic dăm acelui pacient țintit. Pacientul ar putea fi izolat, de exemplu? Până da? Când se știe exact să stea izolat, până se știe cu ce e infectat și apoi de aceea, să fie... De aceea să ai un spațiu adecvat, o terapie așa cum trebuie. De aceea mi-am pus ca și obiectiv principal această terapie intensivă. De aceea mi-am pus obiectiv principal unitatea primirii urgențe, pentru că sunt probleme și acolo, pentru că suntem supraaglomerați de pacienți. De aceea mi-am pus obiectiv sala de politraumă, da? Pentru că suntem primul județ din țară la accidentele rutiere. 90% din accidentele rutiere aduc aceste politraume. Și lupta pentru sistemul medical, ați prins-o în programul de management? Sau o faceți în fiecare zi? De fiecare dată când am avut ocazia și cu secretarii de stat, îl avem acum și pe doctorul Tiberius Brădățan, care știe ce înseamnă urgențele, apropo. Ridicăm vocea în sens bun al cuvântului de la Suceava, astfel încât să schimbăm cu toții ceva în acest sistem medical. Eu spun că trebuie schimbat ceva și trebuie fundamentul schimbat și gândirea. Altfel ne vom lupta. Apare un spital foarte bun, apare un spital foarte dotat, dar tot va fi greu pentru acei medici. Și luăm medalia. Ultima întrebare, domnule doctor. În anteriorii 2 ani, în cei 2 ani de interimat, ați vrut să renunțați vreodată? Da, de foarte multe ori. De foarte multe ori, pentru că care ar fi motivul pentru care ați fi renunțat? Din cauza cui? Din cauza dumneavoastră sau din cauza că nu era înțeles de către colegii noastre ce vreți să faceți acolo? Nu am avut foarte multe probleme cu colegii. Ele sunt normal să apară. N-ai cum să fii 100% apreciat și înțeles pentru ceea ce dorești să faci. Am avut probleme cu colegii, dar de cele mai multe ori am știut să le aplanăm. Au mai apărut și alte probleme care au fost aplanate mai greu. Dar mă nemulțumește felul cum abordăm problema sistemului național. Deci v-ați simțit că ați dat cu capul de pereți degeaba. Singuri. Județul Suceava a fost un județ, toată lumea a fost cu lupa pe noi la începutul acestei pandemii și arătați cu degetul. Am încercat pe cât am putut, cu legislația pe care am avut-o la îndemână la acea dată, să ne organizăm sau să ne reorganizăm. Dar nu am fost dați, ca exemplu, la un moment dat, să spunem, cei de acolo parcă au făcut ceva bun. Merităm medalia înapoi? Ia să vedem. Să ne dea cineva medalia înapoi? După 4 ani de zile o să vedem dacă o merităm sau nu. Mulțumesc pentru sinceritate. Îmi doresc să fim conștienți cu toții că sistemul medical va fi accesat de fiecare dintre noi la un moment dat și atunci trebuie să-l facem cu toții să fie mai bun și mai performant de la o zi. Pacienți și lucrători în spital deopotrivă. Vă mulțumesc încă o dată, dr. Alexandru Calancea, manager la Spitalul Județean din Suceava. Astăzi am vorbit despre lucrurile pentru care am ajuns aici cu domnul doctor manager pentru următorii 4 ani. Pe parcursul acestui mandat o să avem și noi grijă la mustrări, dar și la felicitări în egală măsură, pentru că se fac lucruri bune, importante la Spitalul Județean și într-un fel sau altul cu toții ajungem acolo, fie la cineva cunoscut, fie în calitate de pacient. Mulțumesc încă o dată pentru sinceritatea de care dați dovadă de fiecare dată când sunteți în studioul nostru. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Comentarii puteți lăsa pe pagina noastră de Facebook, unde e postată chiar această emisiune. Dacă sunt întrebări, ele vor ajunge fără îndoială la domnul manager. Cătălina Biholar sunt. Cu bine!